Răsturnare de situație în cazul Lăcătușului acuzat de trafic de persoane și proxenetism. Aristică Bejinaru a fost eliberată aseară de instanța din Bănie, care a decis să rămână în arest la domiciliu în timpul procesului de la Tribunalul Gorj. Aceeași măsură a fost dispusă recent și în cazul colegului său de dosar, Casian Bejat, un fost pompier de la cariera Lupoaia. Decizia este acum definitivă. Cu acțiunea de trafic de persoane? Ați dus fete să se prostitueze? Nu. Toate sunt niște aberații. Au fondat fictiv? Nu. E exclus așa ceva. Dar care este situația? Ați obligat fete să întrețină relații sexuale cu șefii? Aristică Bejinaru a scăpat aseară de Cătușe după ce judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au considerat că se impune o altă măsură preventivă în acest dosar. Înlocuiește măsura arestării preventive luată față de inculpatul Bejinaru Aristică Benoni cu arestul la domiciliu, definitivă, au decis judecătorii. Bărbatul trebuie să nu părăsească locuința din municipiul Motru și să nu comunice cu victimele și nici cu ceilalți inculpați. Acesta va fi sub supravegherea polițiștilor din localitate, care pot să intre în casă fără acordul inculpatului sau al persoanelor cu care locuiește. Procurorii au stabilit că Aristică Bejinaru ar fi obținut peste 15.000 de euro de pe urma victimelor, care ar fi fost puse să se prostitueze, atât în Gorj cât și în țări precum Germania, Austria și Italia. Potrivit informațiilor din rechizitoriu, principala sursă de recrutare a tinerelor pentru prostituție a fost Colegiul Tehnic Motru, unde din 2010 aborda multe fete pe care le apropia sentimental. Alte minori erau ademenite pe rețelele de socializare.